favoareați. Am venit să ascult vocea ta, pentru tot ce pot să-ntâmpinați. E de ajuns harul tău de azi, ca să stăm de vorbă împreună. Poate chiar mâine strâmtorare să vină și dureri și lacrimi de la e de ajuns harul tău de azi, ca să stăm de vorbă împreună. Să îți cer vreo favoare azi, am venit să ascult vocea ta. Azi nu cer decât să mă primești, îndurare să-mi vorbești. Să stăm de vorbă împreună. Poate chiar mâine strâmtorare să vină și dureri și lacrimi de mare. Să stăm de vorbă împreună. Să vorbim de cer împreună. Să vorbim despre cer împreună. She.
sia povara ta. Iubirea lui Iisus te va de bun.
ce zi e o nouă cale sub un cer necunoscut, dar știu glasul voiei sale și pășesc neabătut. De e nor s-au zis senină, am alături pe Iisus călăuza și lumină, răsărit fără apus. Multe lucruri despre mâine ne-nțelese-mi apar, însă știu că viitorul e ascuns în al său har. Ochii mei de plâng în taină, unse griji de urc mereu, eu îmbrac a păcii haină și privesc spre Dumnezeu. Știu tot ce este pentru mâine, aștept răspuns. Ziua care se vestește o întâmpin cu Iisus. Multe însă știu că viitorul e ascuns în al său har. Sau prin ape, dacă mâine ar fi să trec, eu aștept ca să mă scape Domnul care mă întreg. Săbi sau chiar moartea aș primi, cel ce are-n grijă vrăbi. Știu că mă va izbăvi. Spre mâine ne-nțelese-mi apar, însă știu că viitorul e ascuns, e ascuns în al său har.
știți, cea mai dureroasă experiență a vieții mele de când sunt pastor este legată de dumneavoastră. Sunt pastor de 17 ani, 18 ani, în acești 18 ani, cea mai dureroasă experiență, cea mai dureroasă perioadă a fost legată de dumneavoastră. Nu știți, nu știți. Aș vrea să citesc versetul și apoi să vă povestesc ce s-a întâmplat. Era o perioadă în care m-am luptat cu Dumnezeu la propriu și nu fizic. O perioadă care a durat aproape 6 luni, fizic nu, așa, spiritual, nu fizic. Aproape 6 luni de zile în care regulat mă trezeam la ora 3 noaptea și mă rugam ore întregi. O perioadă în care mă frământam, mă luptam, nu știam ce va fi mai departe cu experiența mea, deci a fost 6 luni de zile de luptă și de zbocie. Criza aceasta a fost stârnită și de anumite persoane care inventau lucruri foarte grave la adresa mea, deci foarte grave, care, bineînțeles, nu existau, nu era nimic. Aș putut oricât să le demonstrez că nu sunt adevărate, însă frământarea mea cea mare era, oare chiar merită să mă lupt cu omul? Și neluptându-mă cu omul, mă luptam cu Dumnezeu. De ce doamne? Deci de foarte multe ori, regulat mă trezeam după miezul nopții și mă rugam pentru o întregi. Și în toată perioada aceasta, a fost momente de serenitate care veneau de fiecare dată când ascultam cântarea mea. Mergeam în mașină, ascultam cântarea și plângeam. Și dacă ceva mi-a dat forță în cele 6 luni de zile, a fost fiul tău și în mod special cântarea aceasta, mâna ta. Cred că orice creștin autentic experimentează o relație personală cu Dumnezeu, din cărți sau din auzite. Este un lucru care se întâmplă strict între tine și Dumnezeu. Mi-aduc aminte odată, m-am dus să distribui cărți pe stradă, eu obișnuiesc să mă duc să dau cărți, literatură, merg pe la oameni, bani la ușa oamenilor, și în ziua aceea am distribuit CD-uri, am dat, chiar mi-aduc aminte, am intrat la suna la poartă, la cineva și m-a primit foarte frumos, am dat niște siguri. Apoi m-am oprit în parcare. Tocmai m-a sunat cineva și m-a vorbit extrem de urât. Extrem de urât. Am deschis Biblia, am citit și am început să... Am dat drumul la CD-ul și am început să plec. Pe nezbucimul acela era săptămâna de rugăciune. Și cu ocazia aceea am citit un verset care mi-a rămas ca o piatră de temelie, pe care vreau să citesc acum în țara aceasta. Eu te voi mângâia, dar cine ești tu să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul? De ce se tremur necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului că umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? În curând cel înconvoiat sub fiare va fi deslegat și nu va muri de groază. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stârnesc marea și fac să urle valurile și al cărui nume este Domnul Oștirea. Aceasta a fost experiența mea.
Aș vrea să faci o favoare în seara aceasta, dacă se poate, miești. Mai este cineva aici în sală care, nu pot să spun cine, care îi place foarte mult cântarea mâna. E vorba de Iisus. Was the scene there?
the birds hushed their singing. Like a lamb he was humble, to his father's own will. I want to thank Jesus for the plan of salvation, just to say, Lord, I love you, for you understand. I want to be there on that great judgment all the nail prints in his feet and his hands. I want to thank Jesus for the plan of salvation, just to say, Lord, I judgment morning, to touch all the nail prints in his feet and his hands, to touch all the nail prints in his feet and his hands.
spaime, te mai doboară. De ce plângi în durerea, când știi bine că pentru tine răul tot a suportat? Domnul Creatorul pentru lume s-a jertfit pe Yeah.
You gotta let the love of God come in. Well, you got to do
Oh,
be my child. When we travel so far, by hands to my weary, I grow. Father's arms would sleep around me and gently say, my child, we are growing home. Growing home, I'm growing home. There is nothing to hold. Praise God, I am going home.
Peace, such a strong.